Salutare, dragilor! În acest video am să vă arăt, sper să cuprind cât mai mult, cum se montează o poartă automată. Este vorba despre această poartă existentă care va dispare și avem între acești stâlpi avem 2,30. Iar poarta o avem, este de 2,90, este puțin mai mare, care va veni, se va închide exact până în acest burlan, va veni, va culisa aici, în această parte, prin fața stâlpilor și se va duce în spate. Eu am început deja să pregătesc, dar asta n-am mai filmat, că nu cred că vă interesează. Am tăiat acest leandru, deoarece, mă scuzați, știți cu toții, este foarte invaziv, este frumos, dar este invaziv. Era plin aici, nu se mai vedea nimic. Eu l-am mai curățat și urmează să pregătesc aici terenul. În primul rând, vedeți, am alimentarea de curent ce îmi vine pe acolo. Va trebui să o trec printr-o țeavă pe sus, o țeavă de genul, țeavă din aceasta de Tuberman, sau cum eu spune, nu știu. În mod normal nu trebuia să fac eu chestia asta, dar dacă mai aștept după client, clientul este un prieten și nu prea pot să mă cer cu el, așa că mai bine mă pun eu și o fac și o voi cobura aici alimentarea, după aia voi tăia un șanț destul de mic, numai cât să trec cablul și vă ridic o alimentare pe acel stâlp pentru fotocelulă și o alimentare aici pentru fotocelulă. Iar aici va veni, voi face din beton un pătrat unde voi avea absolut toate alimentările, deoarece de aici voi pleca cu 3 copexuri, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Îmi trebuie alimentarea generală pentru motor, după aia îmi trebuie alimentarea pentru girofar, ce va veni pus aici, cățelușul acela va dispărea. După aceea va veni alimentarea pentru fotocelule, cele două, și totul va pleca de aici. Deci voi face așa un pătrat, va veni o platbandă peste și în el va veni tot sistemul. Iar aici, în această parte, voi sparge această bordură să ajung la nivelul 0, care mi este acesta. Practic, eu voi veni de aici, aici va veni nivelul 0, de fapt, în partea aceasta. Și aici voi turna, voi sparge și aici puțin, ca să turn ciment să fie drept, să am o suprafață perfect dreaptă, să nu fie așa sau așa. Îmi trebuie exact dreaptă, așa. Și voi face dublul porții. Trebuie să avem, pentru șină mă refer. Bine, dublul porții. Eu voi face până la capăt, deoarece aici este cum este. Eu am vrut să fac mai de mult, am pus deja fierul, dar în fine, n-am ajuns, deci mai de mult vorbesc de acum vreo 2 ani, trebuia să-i fac. Acum voi face, voi pune simplu o scândură până în capătul acela și voi turna beton aici. Voi turna beton cu fibră și în felul acesta sunt sigur că nu vor fi probleme. Îl voi nivela perfect și pe acesta va veni șina. Haideți să vă arăt puțin, să vedeți și motorul. O să vă filmez, eu cred că în mai multe videouri, mai multe episoade. Eu acum l-am deschis să verific să fie tot. Este o marcă italiană, am impresia, nu-i fac publicitate. Acesta chiar nu-l cunosc, e prima dată când montez ceva de genul. Acum mă gândesc că e ok, aici vine telecomenzile, ia să vă arăt, sunt frumoase, dar avem doar două telecomenzi, acestea vin standard. Sunt elegante, sunt frumoase. În cutia aceasta albă sunt sistemele de prindere a motorului. Ceva de genul, acestea se bagă în beton și va ieși în afară, va veni ceva de genul. Iar motorul va fi prins aici, în aceste șuruburi. Aici avem
fotocelulele care vor veni prinse pe stâlpi, vor veni protecțiile, știți despre ce este vorba, protecțiile de blocaj, în caz de trece cineva prin fața lor, oprește motorul. Și aici avem, uite, deschis așa, aici avem girofarul, care va fi o lumină galbenă și va pulsa, să atenționeze că poarta este în mișcare. Și aceasta este placa, ce o voi pune peste acea gaură, deci eu voi lăsa, să vă dau un exemplu, ceva de genul, va fi o gaură de desubt, voi lăsa 10-15 cm aproximativ și deasupra voi pune aceasta și aici vor veni acele șuruburi și pe aceasta va veni motorul, iar cablurile vor ieși pe aici, pe aici, în funcție de situație. Și acesta este motorul care nu-l pot deschide, trebuie să desfac aceste șuruburi și atunci iese totul, capacul. Este puțin mai complex. O să vă filmez un video aparte cum se programează, deoarece are mai multe funcții, are o programare pentru pietoni, să deschizi poarta doar 30% din toată capacitatea, dar în fine, o poți face cât vrei, să spunem un metru, să se deschidă doar. Deci aia pentru pietoni. După aceea se închide la un anumit timp, sau să o închizi manual, să apeși pe telecomandă, se închide, o se închide automat, sunt mai multe posibilități. Iar aici avem poarta. Acum este udă puțin, este cu brumă. Aici am scos, eu deja era o cutie cu sistemul de prindere, ceva de genul. Este un gri antracit, este frumoasă. Și avem șinele, sistemul de prindere, cremalierele, cum le zice, da, cremalierele. Le avem aici. Le vedeți? E greu să și filmez, mai ales că nu am gimbalul la mine. Și se mișcă telefonul foarte mult. Dar nu mă las eu tot vară, dacă tot v-am mișcat, să vedeți pentru ce v-am mișcat. Acestea sunt cremalierele, ne vedeți? Nu le vedeți cum trebuie. Așa. Și acum, vezenia. Uitați. Acestea au sistemul de prindere, au aceste urechi. Vin cu șurubul, cu absolut tot ce trebuie. Și va veni pe partea interioară a ușii, avem deja o pregăurire, vor veni prinse. Iar motorul, nu știu cât îl vedeți, vedeți, are acea cremalieră și acela va îngrena poarta. Este simplu, nu este foarte complicat și cam asta voi face. Observați, eu am început să pun și capacele pe acest zid, acelea sunt capacele. Le-am pus până aici, urmează să mai pun partea aceea și după aceea să rectific pe jos cu aceeași tencuială pe bază de var hidraulic. Voi rectifica, voi aranja frumos, curăț adezivul cu care am lipit. Am lipit cu un adeziv special pentru exterior și va rămâne terminat și acest zid. Iar după aceea voi continua cu această poartă. Voi elibera puțin, că aici avem balamuc. Vedeți despre ce este vorba? Aici avem un recipient, avem scurgerea de aici care pleacă în spate și iese pe strada din spate. Nu știu cât vă dați seama, acolo este altă, capătul proprietății și acolo este altă stradă. Și în acea stradă iese canalizarea care merge pe dedesubt. Aici voi pune un capac peste acesta. Și aici voi turna la înălțimea exterioară, aproximativ, nu știu cât vedeți voi, eu am făcut aici un semn deja, am scos cu laserul, dar voi mai scoate când, în momentul când voi face cofragul. Și voi veni aproximativ la nivelul acesta, poate puțin mai încoace, nu mai știu exact, va trebui să mai măsor,
voi face exact la înălțimea ușii, porții, ce înălțime am acolo, să am o suprafață perfect dreaptă până aici. Iar după aceea voi turna puțin ciment, voi face aici încărcătura, trebuie să fac ceva și în jurul leandrului, nu știu, o să văd ce soluție găsesc, pentru că aici va veni pusă faianță pe toată porțiunea, bine, de fapt toată porțiunea, în toată curtea, inclusiv acolo la intrare, pe scări, în acea zonă, în toată curtea aproape. Aici este balamuc, va trebui să-și facă curățenie acea terasă, deci sub terasă și până în față acolo va veni tot placat, aleea aceasta, aici va rămâne gazon, verdeață, pe acolo va veni ceva gazon sintetic pus, o porțiune în jurul piscinei, se va reface și piscina și faianța va fi aceasta, o vedeți? Aici am o parte, cea mai mare parte o am în spate acolo, deoarece mi-a fost livrată pe strada din spate și n-am mai cărat-o. Dar asta este altă operație, sunt în jur de 400 de metri pătrați care vor trebui puși și nu prea aș vrea să-i pun eu, dar cred că nu voi scăpa. Nu aș vrea, deoarece aici nu am nicio suprafață dreaptă și am pante în toate direcțiile și este dificil puțin de pus direct pe adeziv. Nu vrea să mai toarne șapă, deoarece sunt bani mulți. Șapa, de exemplu, l-ar costa peste 10.000 de euro. Să nivelăm cât de cât, să facem un nivel, dar nu vrea să mai cheltuie încă 10.000 de euro în plus și atunci voi pune din adezivă. Dați seama să scoți tot felul de niveluri. Am aici, deci am odată așa o pantă, după aia am și așa panta. Aici îmi vine contrapantă, îmi vine pe valuri, de fapt. Nici nu vine, deci nu știu cât vă dați seama, aici am așa o burtă, urcă puțin, iar coboară și iar urcă, deci e muncă de chinez bătrân să-i scoți aici un nivel. Și nu prea mi-e drag, dar nu am ce face. Aici, pe scară, iar va trebui să pun, să torn, să ajung la nivelul ușii, să mă ridic acolo. Deci, nu știu, o să văd, poate reușesc să scap de faiant, de gresie, să nu o pun eu. Dar, de moment, pe noi ne interesează această poartă, care sper să o punem în două zile, să fie și uscat cimentul și să o punem, deoarece aici suntem în 4 sau 5 octombrie. Da, 5 cred că suntem astăzi, dar este încă foarte cald, avem 27 de grade și este soare, este senin, după cum puteți vedea, avem pe aici pe acolo câte un miros de nori, așa că în două zile eu sper să fie uscat betonul și să pot să fixez ușa. Dragilor, eu vă salut, voi încheia aici acest video, va fi numai un video de prezentare ce voi face, deoarece restul cred că le voi face puțin mai tehnice, cu detalii, mai scurte și cu detalii. Și sper să vă ajute mai mult în felul acesta ca să nu fac video foarte lung. Vă salut și vă doresc multă sănătate, numai bine!